de vreme ce ziua duminicii îmi aduce aminte de atoputernicia ta, stăpâne, cu care ai zidit lumea și ai răscumpărat pe om. Pentru aceasta, iubitorule de oameni, Doamne, mă închin Ție și îți mulțumesc foarte pentru darurile cele mari ce ai făcut la toate zidirile Tale. Cu adevărat se bucură, se veselește inima mea când stau și cuget că numai Tu singur ești Dumnezeu, sfânt, înțelept, milostiv, purtător de grijă, bun, puternic, necuprins, și în scurte cuvinte, vreo bunătate și vreo mărire nu-ți lipsește. Mă bucur că Tu ești un Dumnezeu în trei fețe, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Să se tulbure, Domnul meu, toți cei ce se închină altor Dumnezei, că nu este alt Dumnezeu în afară de Tine. Pentru aceasta, fă să sporească creștinii la orice mărire și bunătate, de vreme ce ei numai pe Tine te cunosc, Dumnezeu adevărat, și Te mărturisesc și Ți se închină și slujesc pururea cu toată inima și cu toată puterea. O, Părinte Sfinte, miluiește-mă! O, binecuvântate Fiule al lui Dumnezeu, mântuiește-ne de iad! O, Duhule Sfinte, dă-ne nouă darul Tău și acoperământul Tău. Așa, Doamne și Ziditorul meu, ascultă rugăciunile și cererile sufletului meu cel păcătos și dă-mi mie, meritului și nevrednicul, darul Tău, ca să cinstesc astăzi această duminică, după porunca Ta și după porunca bisericii Tale și Maicii noastre. Dăruiește-mi pocăința adevărată, ca să-mi plâng păcatele ce-am făcut împotriva împărăției Tale și împotriva sufletului meu și a aproapelui meu. Te rog, mult milostive Doamne, să uiți de astăzi înainte greșelile mele cele multe. După mulțimea milelor Tale, mulțumesc din toată inima mea pentru atâtea bunătăți ce-mi trimiți în toate zilele, și mai vârtos pentru înnoirea sufletului meu, pentru răbdarea Ta cea mare, că nu m-ai pedepsit după mulțimea păcatelor mele, ci mă îngăduiești și mi-aștepți pocăința, ca un iertător bun și milostiv. Și încă mă rog, Doamne Iisuse Hristoase, să-mi dai dar să petrec bine și creștinești într-o această săptămână, fără să greși cu gândul, cu voința, cu cuvântul, cu fapta, îndrumărirea și cinstea bunei vestiri a Sfintei Maicii Tale și a învierii Tale cele de-a treia zi și a venirii Duhului Tău cel Sfânt asupra apostolilor. Îndeoseb mă rog pentru ajutorul Tău, prea bunule Stăpâne, ca să mă cunosc pe mine, să mă căiesc de păcatele mele și să mă îndreptez cu mărturisirea, iar în ora morții să fiu aflat pregătit, umilicat și cu inimă curată, și să fiu aflat de împărăția Ta cea veșnică. Amin.